Descoperire macabră. Un trup carbonizat a fost găsit aseară într-o mașină incendiată. Nu a fost vorba despre un accident rutier, iar corpul se afla pe bancheta din spate autoturismului. Tragedia a avut loc pe un drum județean la câteva sute de metri de intrarea în localitatea Leghia. Alarma a fost dată de un șofer care trecea prin zonă după lăsarea întunericului. Omul a văzut flăcările care cuprinseseră mașina parcată lângă șosea. Paul Olar, purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, a declarat: când pompierii au ajuns la fața locului, incendiul se manifesta generalizat la întreg autoturismul. Abia după ce au stins flăcările, pompierii și-au dat seama că în interior se află un trup carbonizat. Corpul se afla pe bancheta din spate a mașinii. Ancheta la fața locului a durat mai multe ore, iar criminaliștii au verificat fiecare centimetru din rămășițele mașinii și ar putea ridica toate probele care ar putea ajuta la anchetă. Conform unor surse din anchetă, o ipoteză luată în calcul este faptul că proprietarul mașinii, un bărbat, ar fi vrut să se sinucidă din cauza unor probleme în familie. Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate identitatea persoanei decedate și circumstanțele în care a avut loc tragedia, relatează ProTV.ro.